Sunt Robert Stănciulescu și în filmulețul ăsta vreau să vă prezint rapoartele din Digital Restaurant, softul gratuit pentru restaurant și cafenele. Am creat două rapoarte. Rapoartele sunt create astfel încât să vă ajute să monitorizați activitatea zilnică și activitatea lunară. Da? Le găsiți aici în partea din stânga, se cheamă raport vânzări zilnice și raport lunare. Acum eu sunt pe raportul de vânzări zilnice. Arată în felul ăsta. Sus are o bară de căutare în care se pot seta data inițială și data finală. Data inițială este formată din dată și oră, da? Așa cum vedem aici, despățite printr-un spațiu. E bine să le lăsați așa cum le pune softul ca să nu vă genereze erori, pentru că dacă, de exemplu, anulați spațiul ăsta de aici, o să vă genereze o eroare. Ele se pot modifica, de exemplu putem pune aici 5 și aici tot 5, da? Sau putem schimba datele. Ideea este în felul următor, că dacă schimbați datele, trebuie să aveți grijă ca diferența să fie mai mică de 24 de ore între ele, altfel o să-și ia implicit data inițială ieri cu data finală astăzi, cu ora la care generați raportul, da? Cu diferența de 24 de ore între ele. Primul raport se referă la activitatea generală a zilei respective. Aș vrea să vă mai spun că am făcut chestia asta cu datele și ca să puteți selecta data, ora, pentru că sunt anumite restaurante și anumite cafenele care funcționează începând cu ora 6, 7, 8, 9 seara și termină pe la 4, 5 dimineața. Și atunci e normal ca ziua pentru ei să fie de fapt ziua cuprinsă între orele 8 seara și 5 dimineața. Da, în felul ăsta ar trebui să-și analizeze ei activitatea și vânzările. Da, de asta am lăsat ca să puteți să vă alegeți un interval de 24 de ore, putând să selectați și ora, ora și minutul. Da? Aveți aici în partea primul raport, este un tabel, în care vă arată achitate, validate, adică câte meniuri achitate au fost, total vânzări meniuri achitate și valoare medie pe meniu, pe meniurile achitate. Și mai sunt meniurile neachitate, dar care au fost validate, adică astea sunt meniurile care clientul a dat, dar pe care clientul nu le-a validat. Adică sunt cele care sunt în curs când generați dumneavoastră raportul, de exemplu, da? Pentru că celelalte, în mod normal, ar trebui să fie șterse. Dacă a dat clientul, iar nu e validat de clientul, în mod normal n-ar trebui să existe situația asta. Și ar trebui ca meniurile respective să fie șterse ori de către utilizator, ori de către clientul, de către ospătar, da? Deci astea sunt meniurile în curs, care sunt în curs atunci când dați dumneavoastră raportul și care nu au fost achitate și urmează să fie achitate, da? Am pus și chestia asta aici, că poate vă ajută, vreți să vedeți din oră în oră cum evoluează situația, de exemplu. Iar aici avem pe ospătari, avem total meniuri ospătar, numele ospătarului, total meniul vânzări, ospătar și valoare medie pe ospătar. La fel, dacă aveți mai mulți ospătari, o să vi le afișez aici. Da? Putem să, dând click aici și modificând orele, să generăm un alt raport. N-am avut, haideți să selectăm data de 5 și data de 6. Da? Atenție încă o dată la date, pentru că o să vă spună că nu e ok dacă generați pe 5 a 11, 6 a 11. Hai să dăm aici până la ora 9. Și să începem aici de la ora 9. 9 dimineața. Că aici avem mai multe, da? Ok? Deci nu avem meniuri neachitate, validate, dar neachitate. Avem 26 de meniuri achitate, totalul ăsta cu valoare medie pe și avem aici 2 ospătari cu valorile pe fiecare ospătar. Dacă o să-i dau aici 8, o să vedeți că o să-mi spună că o să modifice automat datele din 8 și 7, adică își modifică automat astfel încât să ia doar 24 de ore. Deci orice dată i-ați băgat dumneavoastră acolo. Deci ăsta este un raport de vânzări zilnice, care vă ajută zilnic să vedeți cam cum se desfășoară activitatea. Și mai avem un raport de vânzări lunare. Raportul ăsta se generează în CSV. Este un raport în care vă dă toate tranzacțiile care au fost făcute în luna respectivă, adică toate meniurile care au fost achitate sau achitate în luna respectivă. De fapt, toate achitate, ca să fim clari, da? La fel, și ia valoarea implicită, data raportului cu ora la care a fost generat raportul. Ok?
dar puteți să schimbați datele respective la fel nu mai mult de 31 de zile. Dacă sunt mai mult de 31 de zile, o să vă spună că raportul nu a fost generat pentru că este prea mare perioada de timp. Îi dăm să afișeze raportul. Datele au fost create. Puteți downloada fișierul de aici, dați click pe linkul ăsta. Atenție că fișierul va fi păstrat pe server 24 de ore după care va fi șters. Da? I-am dat click să downloadez ăsta. Dăm click pe el ca să-l vedem și cum arată. Mi-l deschide aici în Excel. Da? Așa arată. Bun, ca să-l fac și să pot să-l văd, dau click pe coloana asta, mă duc pe date, textul columns. Eu sunt pe Mac aici, de asta arată Excel-ul ăsta așa, dar la voi când o să fiți pe Windows o să arate normal. Îi punem semicolon aici, să mi le spargă și mi le-a spart în coloane. Și avem numele meniului, codul meniului, masa, cantitatea, prețul, numărul notei de plată, data comenzii, data validării, data achitării și care a fost ospătarul. Folosind chestia asta în Excel, vă puteți face orice fel de rapoarte folosind pivoți. Dacă nu știți cum se folosesc pivoți, uitați-vă pe canalul meu de YouTube pentru că sunt niște tutoriale, am făcut niște tutoriale interesante acolo despre Excel. Și de aici puteți să extrageți orice fel de alte rapoarte, de exemplu cât a fost timpul între data comenzii și data validării, cât a fost timpul între data validării și data achitării și tot așa. Da? Deci vă puteți scoate orice fel de rapoarte care le considerați utile. La fel, puteți să scoateți rapoarte pe meniuri, puteți să scoateți rapoarte pe categorii de meniu, câte s-au vândut, care a fost valoarea media a meniului pe categorii și tot așa. Da? Folosim pivoți, e foarte ușor. Bun, o să închidem asta. De fapt, o să o lăsăm deschisă, că o să mai am eu ceva de lucrat la ea după aia. Bun. Am mai făcut câteva modificări suplimentare față de filmulețele pe care le-am făcut anterior. Astea sunt ultimele chestiuni de îmbunătățire pe care le aduc pentru perioada asta acum, pentru că vor urma după aceea perioadele de partea de producție, care o să fie dezvoltată și în următoarea perioadă. Dar asta e în funcție de voi, de câți doriți să utilizați aplicația asta și să vedem ce interes suscită aplicația și atunci o să dezvoltăm și partea aia de producție. Avem aici la afișează meniu. În zona de meniuri, de exemplu, o să editez meniul ăsta. Am adăugat unde se prepară meniul respectiv, în bucătărie sau în bar. Sunt două opțiuni pe care le puteți alege. Și la fiecare meniu pe care îl creați, va trebui să alegeți unde se prepară meniul respectiv. Asta pentru că să pot să vă afișez, adică există posibilitatea încă de acum, dacă doriți să faceți treaba asta, să puneți un ecran în bucătărie și un ecran în bar, astfel încât să vadă care sunt comenzile validate și să se poată apuca de ele și să se poată să le prepare. Da? Să poată să le prepare. Deci inclusiv de acum se poate face treaba asta. Asta este motivul pentru care am făcut modificarea asta unde se prepară, pentru că acolo unde aveți bucătărie și bar, pot fi puse două ecrane, unul în bucătărie și unul în bar, două tablete, de exemplu, tablete ieftine care nu trebuie să coste foarte mult, în care vor fi afișate comenzile astea. Da? Comenzile care chelnerul le ia se vor duce automat către bucătărie sau către bar, în funcție de ce meniu a comandat clientul și de modul unde ați selectat dumneavoastră că se prepară. Da? Cam atât cu modificările și cu rapoartele. Sper că vă place aplicația și aș vrea să o folosiți cât mai mulți. Eu sunt disponibil pentru să vă dau explicații și să vă asigur suport. Așa că succes la implementare și la utilizare. Mulțumesc, la revedere!